Salutare, prieteni! Din luna septembrie au venit toamna și voi face o mică lucrare de toaletare a unui stejar astăzi. Suntem într-o parte a gospodăriei unde facem fân, avem și arbori, avem mulți arbori de pădure, însă stejarul e un arbore a cărui frunză dăinuiește mult și face rău pământului, mai ales în cazul în care noi ne dorim să facem și fân. Și ca să evităm a grebla foarte multe frunze în fiecare an și pentru a stimula arborele în cauză, arborele de stejar, să se îngroașe, să ia dimensiuni, o să-l toaletăm astăzi și vă invit să fiți alături de mine în acest video până la final, să vedeți ce fac și cum fac de unul singur cu un stejar înalt, foarte înalt. Du-te de acolo! Du-te, capră, de acolo, de acolo! Așa, mergem la treabă, bem un pic de apă de aici din fântână, avem o fântână acolo mai sus, o țeavă băgată în fântână și uite-te tu că ne vine apă prin cădere. Apă bună, apă minunată, de la Dumnezeu. Am uitat-o aia. Sigur o să fie unii care o să arunce cu reproșuri, cel puțin dacă nu injurii, în funcție de nivelul de inteligență al fiecăruia, datorită faptului că
probabil în viziunea lor eu am distrus acest copac. Însă, stejarul este un arbore de pădure. Exemplarul de față se află în sat, pe proprietatea noastră. Și face umbră foarte multă, face frunze foarte multe. De fapt, noi acum mai facem lui un upgrade. Îi facem o îmbunătățire, pentru că tăindu-l crengile, el se va îngroșa mai rapid și va fi mult mai frumos. Și asta ne dorim, de fapt, de la un arbore, să se dezvolte masiv, fără a deranja foarte mult în jurul lui. Treaba asta am învățat-o de la un vecin, care acum e mort, un vecin mai în vârstă. Și eu o perpetuez, o transmit mai departe. Așa că înțelegeți importanța toaletării copacilor, arborilor de pădure, de pe proprietatea voastră. Și noi îl vom admira în continuare cât de frumos, cât de mare și cât de gros se dezvoltă el, cât de viguros. Asta e. Vom avea 10 metri de stejar. Yeah.